Dar și domnul care după 5 zile dă evenimente peste arsumele, după 30 de întâlniri și prezentări de carte care cred vă vor rămâne dragi, iată că Humanitas ajunge la cea din urmă lansare, întâlnirea cu Premiul Nobel pentru Literatură 2015, Svetlana Alexievici, vremuri second-hand, în traducerea de excepție al Oanei Schidu și vegheată ca redactor de Sorin Gherguț, le mulțumesc amândurorilor. Voi fi, de fapt, o purtătoare de voce a Svetlanei Alexievici și vă voi spune că, la rândul meu, ca și ea, simt că nu sunt singura aici. Așa și-a început ea discursul la primirea Premiului Nobel, spunând că nu sunt singură pe această scenă, împreună cu mine sunt sute de voci. Și volumul prezentat în ora dinaintea acestei ultime lansări, Bucureștiul meu, a fost tot un volum mănunchi de voci. Și aceste vremuri second hand sunt căușul în care Svetlana Alexievici, cu adevărat o ființă pentru care poveștile celor din jur sunt esențiale, e un volum în care vocile altora se fac în primul și în primul rând auzite. Vă citesc foarte scurt din discursul Svetlanei Alexievici, pentru că e un discurs nu de circumstanțe, ci un discurs care, cred eu, vorbește despre cum trebuie să fie un scriitor și, la urma urmei, despre cum trebuie să fim fiecare dintre noi, și anume neindiferenți la poveștile triste, tragice, la suferința, la deșirarea celor din jurul nostru. Nu sunt singură pe acest podium. Sunt voci în jurul meu, sute de voci. Au fost întotdeauna cu mine, încă din copilărie. Am crescut undeva la țară. Când eram copii, ne plăcea să ne jucăm pe afară. Dar odată ce cădea seara, vocile femeilor obosite, care se așezau pe băncuță în fața portițelor, ne atrăgeau ca niște magneți. Niciuna dintre ele nu mai aveau soți, frați, părinți. Nu mi-amintesc ca după al doilea război mondial, în satul nostru să fi fost vreun bărbat. După război, noi, copiii, am trăit într-o lume a femeilor. Ce mi-amintesc înainte de orice, este cum vorbeau femeile despre dragoste și nu despre moarte. Spuneau povești despre cum își luaseră rămas bun de la bărbații pe care îi iubiseră și despre cum încă îi așteaptă după atâția și atâția ani. Continuau încă să spună: nu-mi pasă dacă și-a pierdut brațele, nu-mi pasă dacă și-a pierdut picioarele. Voi îngriji de el oricum ar fi. Cred că așa am învățat ce este dragostea de la femeile din satul meu. O carte a vocilor este Vremuri Second Hand. Este o carte, și fur un cuvânt pe care știu că Dance Mihelescu îl folosește, e o carte eviscerantă. Sunt aici atâtea și atâtea mărturii, încât la capătul lor, da, riști cumva să-ți pierzi încrederea în om. Dar în același timp, fiecare pagină, fiecare voce, multe dintre ele în orice caz, vin și spun că există ceva luminos în om și că trebuie să continui să crezi. Și o dovadă a acestei credințe este să faci, fie cum face Svetlana Alexievici, să aduni vocile din jurul tău și să le dai prilejul să fie auzite în carte, fie măcar să citești dacă nu se aduni la rândul tău. Sunt invitați doi dintre prietenii editurii Humanitas, Ana Blandiana, Dance Mihelescu, care la rândul lor cred că au vibrat trecând, lăsându-se purtați prin acest univers care e Vremul Second Hand, cartea Svetlanei Alexievici. Și cea din tâi o invit pe doamna Blandiana. Am foarte multe întrebări. Prima pe care mi-o pun este, oarecum aș fi vorbit despre această carte dacă n-ar fi luat Premiul Nobel, dacă pur și simplu aș fi citit-o.
Și primul lucru pe care l-aș fi spus și pe care îl spun despre ea este că este o tragedie antică în care există numai corul. Este un cor în care fiecare personaj spune povestea, dar povestea este a corului. Povestea este a extraordinarei tragedii a unui popor, de fapt nu spun bine, nu a unui popor, a câtorva zeci de popoare, a ceea ce s-a numit poporul sovietic și care acum nu este prima carte în care mari scriitori foști sovietici încearcă să prezinte ceea ce au trăit, dar premiul Nobel pe care l-a luat Svetlana Alexeievici este, după părerea mea, un moment istoric pentru că efectiv pune sub semnul întrebării nenumărate lucruri. Primul lucru este că, în mod evident, oficializează înfrângerea ficțiunii. Deci ne-am obișnuit ca să citim extraordinare cărți scrise de extraordinari scriitori care s-au inspirat sau nu s-au inspirat din viață, care și-au inventat personajele, chiar dacă le-au imitat după niște personaje reale. De data aceasta nu mai este vorba de așa ceva. Și când spun de data aceasta, mă refer în general la ultimii zeci de ani în care cu toții citim cu mai multă curiozitate și cu mai multă participare cărțile despre viață. Deci nu ne interesează din ce în ce mai puțin arta literară, ne interesează capacitatea literaturii de a reuși nu să facă artă, ci să recreeze viața. E bine, în cazul Svetlanei Alexeievici nu este vorba de o recreere, este vorba pur și simplu de ceea ce în film se numește montajul. Adică este vorba de faptul că a decupat din viață bucăți de viață pe care le-a pus pe hârtie. De-aia numai că întrebarea care provine direct din această acceptare a acestor adevăruri este, dar atunci ce înseamnă un mare scriitor? Care este, în ultima instanță, teoretic vorbind, deosebirea între Dostoievski și Svetlana Alexeievici, pentru că, în mod evident, realitatea prezentată de ea este profund dostoievskiană, dar este realitate. Când spunem profund dostoievskiană, spunem ceva foarte tragic, dar în mod evident față de tragediile din această carte, Dostoievski, cum să spun, lumea lui Dostoievski este o lume aproape blândă, adică tragedia și remușcarea de după ea a violării unei fetițe este nimic față de tot ceea ce au trăit milioanele, sutele de milioane de oameni supuse unui regim la care au contribuit fiecare dintre ei, pentru că asta este extraordinar. Niciunul dintre cei care își povestește viața nu încearcă, nu spune doar au fost niște criminali. De fapt, ceea ce spune fiecare este au fost niște criminali alături de care am fost și povestește în ce fel a fost. Există la un moment dat o doctoriță care este de origine nobilă, a cărui familie a fost exterminată în întregime, care s-a căsătorit cu un cechist, cu un securist sovietic și care era îndrăgostită de Stalin și care a plâns la moartea lui Stalin și a considerat că a dispărut geniul popoarelor și acum, după 20 și ceva de ani,
după mai mult, de fapt, de la moartea lui Stalin, dar după 20 și ceva, de la darea peste cap a lumii, ea își privește această viață făcută din toate aceste elemente și nu minte nimic și spune tot și nu-i vine să creadă că asta a trăit ea, că asta a făcut ea, că asta a fost viața ei. În acest sens, ceea ce m-a făcut pe mine să fiu, cum să spun, am vrut să zic tulburată, dar nu ăsta este cuvântul, puține cărți pe care le-am citit în viața mea, mi-au dat sentimentul cunoașterii profunde într-o asemenea măsură. Vreau să vă spun, la anul se împlinesc 100 de ani de la Revoluția din Octombrie. Dacă vreți să înțelegeți ce a reprezentat Revoluția din Octombrie, dacă vreți să înțelegeți ce a fost acest secol din care noi am trăit o bună parte, citiți această carte și o să vi se pară de necrezut că ați fost contemporani cu asta, pentru că din punct de vedere, ca să zic așa, practic sau psihologic, practic, ce pot eu să spun despre această, ce am simțit în fața acestei cărți, este, pe de o parte, că este extrem de important că a luat premiul Nobel, pentru că, în sfârșit, prin aura exagerată, în general, a acestui premiu, dar care face ca cărțile pe care au luat premiul să se citească, în sfârșit, poate că occidentalii vor înțelege și ei ceva din ceea ce s-a trăit în comunism. Asta este prima observație. Cealaltă este optimistă, dacă pot să spun așa. Abia citind această carte, mi-am dat seama că suferințele noastre au fost miniaturale, au fost... sunt de necomparat cu ceea ce s-a trăit în Imperiul Sovietic. Am avut pentru prima oară acest sentiment când am început școala de vară de la Sighet și am făcut un concurs, se intra prin concurs și am dat ca temă ce știu eu despre anii comunismului, să spună copiii care urmau să intre la școală. Și noi n-am crezut, adică au apărut anunțul în ziare, cine vrea să participe, dar fără să știm noi, ziarele din Basarabia au preluat anunțul și ne-am trezit cu foarte mulți participanți din Basarabia. Atunci am avut pentru prima oară această revelație că suferințele de la noi, țările din Est, și din Uniunea Sovietică sunt de necomparat, în timp ce copiii noștri spuneau știu despre comunism, ceea ce mi-a povestit bunicul meu, care era țărănit și a fost 10 ani în închisoare și când a venit mi-a povestit, ceea ce povesteau copiii din Basarabia era când din satul nostru au fost deportate 300 de persoane, dintre care după 20 de ani s-au întors 15 și așa mai departe, deci sunt niște cantitativ vorbind, sunt de necomparat, iar cantitatea devine calitate. Asta este sentimentul pe care mi l-a dat. Pe de altă parte, marea descoperire a tragediilor care se petrec acum, care s-au petrecut după căderea comunismului în Rusia, se povestește, de exemplu, despre felul în care imediat după dezmembrarea Uniunii Sovietice azerii îi ucideau pe armeni, armenii alungau pe azeri, stai că mai am diverse popoare, la Baku erau tajici, îi omorau pe ruși, iar la Moscova, iar toți cei care erau amenințați fugeau la Moscova unde puteau să se piardă, dar la Moscova nu găseau unde să locuiască, pentru că anunțurile de locuințe cuprindeau închiriem cameră sau apartament unor persoane de origine, exclusiv de origine slavă. Deci, deodată, acest imperiu de
care zeci de ani a părut că este aceeași țară unită prin aceeași suferință, s-au renăscut toate urile agravate de această suferință, agravate de memoria represiunii și așa mai departe. Iertați-mă, m-am întins prea mult, vreau să vă spun doar că această carte, care e greu să spui că e scrisă de un mare scriitor, pentru că ea de fapt transcrie, nu scrie, dar în același timp este evident că este o capodoperă și în același timp este sigur că merită întru totul premiul Nobel. Nu sunt la fel de sigură că premiul Nobel merită o asemenea carte, dar în orice caz sper din toată inima ca însăși iar în istoria premiilor Nobel, acest Nobel să reprezinte o țâțână din care să se deschidă ușa spre literatura ca reprezentare a suferinței umane. Vă mulțumesc! Dați-mi voie să adaug splendide imagini a corului antic pe care a folosit-o doamna Ana Blandiana, o mărturisire a Svetlanei Alexeievici. Mi-am însușit imediat acest gen cu voci omenești și mărturii, probe și documente reale. Așa aud și văd eu lumea, ca pe un cor de voci individuale și un colaj de detalii cotidiene. În acest fel pot fi simultan scriitor, reporter, sociolog, psiholog și preot. Dancin Helescu. Mulțumesc! Mă bucur că e ultima lansare pe ziua de azi, că pot să vorbesc de la 3:20 până la 8 seara. Da, sunt nevorbit. Asta vreau să vă mai bine dispun după extraordinara luare de cuvânt a doamnei Blandiana, care îi mulțumesc în primul rând pentru două lucruri. Faptul că a spus că Nobelul a sanctificat non-ficțiunea ca supremație față de ficțiune și a doua, acest adevăr enorm, că nu știți dacă primul Nobel merita o astfel de căcare. Mulțumesc! Fac apel la imaginația dumneavoastră și vă rog să vă închipuiți aici un motto, un banner, pe care să scrie motto-ul a tot ce vreau să vă spun eu. În anul în care Maxim Gorki a scris Omul, ce minunat sună acest cuvânt, Stalin și-a împușcat 1,5 milioane de membri de partid, de proprii săi membri de partid, în afară de alte milioane și milioane. Revin. Eu să știți că m-am împăcat foarte greu cu Svetlana Alexeievici, pentru că am fost foarte supărat când am auzit că a luat premiul Nobel neștiind nimic de ea. Ca orice om normal, așteptam și eu cu mușterii mei. Nu se poate să nu ia anul ăsta, dacă n-a luat Michel Tournier și a luat nimiricul de Patrick Modiano, măcar să ia Cormac McCarthy, măcar să ia Amos Oz, măcar să fie Ian McEwan, chiar și de la japonezi, frivolașul Haruki Murakami, merita și el. Când am auzit, cum știu că virgulă, criteriile premiului Nobel sunt preponderent etnopolitice, am zis, ori a vrut să fie mângâiat pe cap Putin, ori mai degrabă a vrut să dăm un levier luptei ucrainienilor pentru independență. Ca acum, de vreo 2-3 luni, să cad rău de tot la această autoare și vreau să vă spun că sunt la a patra carte a ei. Prima a fost cu Cernobâiul, care este zăpăcitoare prin modul în care animalitatea din zonă și vegetația din zonă se umanizează, iar oamenii rămân acolo, care au rămas acolo, capătă valențe de animal. Adică se reumanizează grație animalizării. Apoi am citit o carte pe care vă recomand, Războiul nu are chip de femeie la Ritura Litera, în care este vorba de sute și sute de rusoaice, din milionul de rusoaice care s-au angajat voluntare în război.
Și aveți niște mărturii pentru care, într-adevăr, orice ficțiune este palidă. Vă dau un singur exemplu, numitorul cu comun. Am stors acele zeci și zeci de mărturii care, vă spun, sunt îngenunchetoare, zăpăcitoare. Și vă dau una singură, în afară de fetele care se tundeau zero ca să n-aibă păduchi în tranșee, toate din dragoste de Stalin și de nașa Rasia. Dar este o scenă în care 30 de partizani ruși au o femeie în mijlocul lor care este cu bebelușul în brațe, înconjurați de nemți care sunt la un pas să-i prinde și bebelușul începe să scâncească. Deci dacă nemții îi prindeau, îi omorau pe toți cei 30. Comandantul se uită fără să-i spună nimic în ochii femeii care înțelege și își înneacă singură pruncul în râu. Asta este un singur lucru, apoi să vedeți fetițe surde care se joacă sub bombardament și le strică toți: tu te faci de acolo că te bombardează și nu știu nimic. Astea sunt numai niște lucruri mici. Sau flăcău de 12-13 ani care umblă printr-o pădure în care nemții au spânzurat 2-3 oameni și i-au lăsat atârnați în copaci, ei au înghețat în timpul nopții. Și băiețelul ăsta de la 12 ani până acum, la 70 de ani, nu-și amintește, are coșmare în fiecare noapte cum zângăneau cadavrele înghețate ale spânzuraților, cum spune el, clinchenind ca niște cristale dintr-o lampă. Astea sunt niște exemple, pentru că altă carte după războiul nu are chip de femeie, este Ultimii martori, în care ea intervievează sute de oameni de astăzi care erau copii între 4 și 12 ani când a izbucnit războiul. Și să vedeți scene, să vedeți fetițe care preferă să fie bombardate pentru că pisica născuse și trebuia să stea ea cu pisicii și lucruri de acest gen. Deci este de o umanitate și de o tulburare fără patetism, fără vorbe mari, totul este faptic, faptic, faptic. E, venind însă la volumul ăsta, pot să vă spun că este de 100 de ori mai tulburător și mai năucitor decât celelalte. De ce? Doamna Blandiana se întreba ce legătură, cum se mai poate lega Dostoievski de Svetlana. Este o diferență și o legătură îngrozitoare. Sufletul rus a devenit omul sovietic. A intrat în omul sovietic. Și aveți o dreptate enormă că tot ce am trăit noi pare o scamă pe reverul rușilor. Vă recomand să citiți această carte în paralel cu volumul colectiv coordonat de Ioana Pârvulescu și eu am trăit în comunism și este distanța între 10 baclavale și un butoi de varză acră. Deci ce am trăit noi este apă de trandafiri. Ce este în cartea aceasta îngrozitor este transformarea sufletului rus în om sovietic. Ea spune limpede, atenție când judecați poporul rus, să știți un lucru. Noi am avut vocația suferinței. Și vocația suferinței, că rusul îi place să sufere, chiar când o omoară pe celălalt, să bea vodcă, să plângă sufletul el. Dar ce s-a schimbat între timp este că vocația suferinței a devenit un cult al suferinței. Nouă ne spunea Alexandru Paleologu în anii 90, când începuserăm să ne văităm în anii 80, cum stăteam la coz, la lapte, cum era frig în casă, cum nu aveam chibrituri, vată, pastă de ras, aveam rasii de ulei și asta zice, dom'le, atenție că începe să suferiți de orgoliul suferinței. Ceva de genul, te prinzi și ce idioți am fost. Te prinzi cum am stat ca neurociții să ne calce pe cap un sistem, te prinzi cum am dat noi combustia sistemului acesta. Și am devenit complexat din cauza asta, ca acum să văd că noi suntem niște copii pe lângă această bucurie de a suferi, această jubilație a ororii pe care o au rușii. Și vin la biata noastră minunata regină Maria, care nu știa cum să infuzeze în fatalismul românesc cultul britanic al victoriei. Aia n-au treabă cu suferința, ei colonizează, cuceresc și merg mai departe. Pentru ca, acum, să înțeleg și eu că nu avem nicio speranță față de pildă, șoferii de taxi. Ați observat când mergem în taxiuri, aproape invariabil apare șoferul care spune: domnule, ce a suferit așa dumneavoastră?
Eu zic că am suferit că n-am fost lăsat să ies din țară până în 90. Și ce? De ce el? Noi aveam toți de mâncare, frigiderul era plin, toată lumea fura câte ceva de la stat și făcea schimb cu toți ceilalți. În timpul lui Ceaușescu, noi am făcut casă fiică-mii, casă lui Fimiu, mergeam cu soția 2 săptămâni fiecare vară prin sindicate la Govora, la Sovata, am ieșit și din țară cu colectiv, am fost la Plovdiv, la Ruse, la Poznan, la Moscova, am văzut chiar și nopțile de la Leningrad. Ei, lucrurile astea mie mi se păreau înfiorătoare, mi se păreau o nostalgie îngrozitoare și care de fapt nu lasă țara asta să meargă mai departe, pentru că aceiași oameni care sunt nostalgici le spune pupuștilor de azi, bă, nu vă place în țara asta, vreți reformă, vreți Occident, plecați state, duceți-vă în America, lăsați-ne pe noi în cârpele noastre. De-aia spunea, noi ca să nu mai cităm Eminescu ăla, eu mi-apăr sărăcia și nevoile și neam. Normal este să-ți aperi bogăția și ce ai și mor. E, dar ajuns aici, am văzut sute de oameni pentru care nostalgiile noastre nu înseamnă nimic. Am văzut că ăștia au o vocație a suferinței, o bucurie a suferinței, nu vor Occident, nu vor reformă și mi-a venit ideea aceea veche din secolul XIX a rușilor, domnule, rusul are nevoie de 2 lucruri, de bici și de vodka. Deci tăticul țar să fie sus, noi îngenunchem, dedesubt colosul are picioare de lut, toată lumea trădează pe toată lumea, toată lumea colaborează cu Ohrana sau cu CECA sau cu GPU, toată lumea se duce în lagăre și aveți aici exact modele de acest gen. Aveți, depinde, cum își trădează un comsomolist de 15 ani, unchiul, părinții, am să revin la asta, aveți o scenă extraordinară, o secvență de viață care bate orice roman de Carson McCullers, de cine vreți dumneavoastră, de Mario Vargas Llosa, de Marquez, în care mama a fost arestată și deținută 8 ani, a fost violată, a fost târmuită, a fost ca Elisabeta Riza cu părul atârnat de tavan și, culmea, orori, ca la asteci. N-am înțeles de ce, de unde le-a venit așa ceva prin cap, s-a scus creioane și să le înfigi în sfârcurile sânii femeii să intre creioanele cât mai adânc. Femeia aceasta a stat în închisoare cu gândul la fiul ei. Vine acasă după 8 ani și îl găsește pe fiul ei. Și etc., etc., până când fiul ei îi dă interviu și el Svetlanei. El făcuse exact același lucru, că el funcționa ca om care tortura la poliție și povestește și el cum a bătut, cum a violat, și trăiau bine, mersi. Sau un om care face închisoare dură pentru că este trădat de colegul de birou. După 7 ani se întoarce și lucrează la același birou vis-a-vis de ăsta la alt. Și se gândește, toată viața el se gândește să-l trădești și eu, să-i fac și eu rău, să întorc creștinește obrazul celălalt, până când vede pe ăla zâmbind și spune, vezi ce faci, că te mai pot trăda odată, mai faci o închisoare. Această familiarizare cu oroarea te face să înțelegi de ce rușii de astăzi au această mândrie că noi am suferit, că nu există familie care să nu aibă un mort al ei în război, că nu există familie care să nu aibă un om în lagăr, că nouă ne-a fost bine în lagăr. Dumneavoastră știți ce e la lagăr? Aveam rație, aveam mâncare, că aia problema. Ne-am căsătorit între noi, revin la femeile din război, să vezi o scenă povestită, știau că a doua zi o să-i împuște nemții, dar ea voia să aibă noaptea nunții acolo, în tranșee, cu un medic și a făcut o roche dintr-o parașută nemțească, dămătase și au făcut noaptea nunții acolo. Ca să nu mă întind mult, vreau totuși să las oamenilor să vorbească, oamenilor din această carte, e din prință, nu credeți că am rupt-o din carte. Dumneavoastră veți înțelege din acest text, am ales o singură mărturie și vă rog să îi auziți pe românașii noștri care sunt cei încorporați în acest om, doar că suferința noastră este ceva liliputan față de a lor. Apoi că sufletul rus apucă să ucidă și să sufere că ucide, știți ce se spunea despre ruși, că se îmbată cu tine și spune, brate, ești fratele meu, dar trebuie să te împușc. Dumnezeu să mă ierte.
auziți cum sună o viață de om. Vă citesc și veți fi, în mod sigur, vă veți da seama cum se poate decola de pe sute de mărturii de acest gen. Eu, dragă doamnă, m-am întors acasă rănit de două ori, cu trei decorații și medalii. Am fost chemat la comitetul raional de partid. Din păcate, tovarăși, nu putem să vă dăm soția înapoi. Soția noastră a murit, să-i luagă, dar vă redăm onoarea. Și, doamnă, mi-au dat carnetul de partid. Și am fost fericit, am fost fericit, fericit. Autoarea, îi spun că asta nu se înțeleg în viața mea, la care omul explodează. Dar înțelegeți odată, noi putem fi judecați numai după legile religiei rusești, ale credinței noastre. Voi ce aveți măreț, mă? Nimic, doar confortul. Totul numai pentru burtihan, capitalism, pentru capitalismul intestin. Să vă umpleți burtihanul, eu însă. Băi, generația mea, tot ce aveți, noi am construit. Uzine, baraje, hidrocentrale. Voi ce ați făcut, mă? Ale voastre unde sunt, mă? Băi, nu l-am învins și pe Hitler. Credeam. Iar acum ne-ați dat sentința. Ați crezut într-o utopie. Am crezut, da. Doamne, romanul meu preferat este Cei de făcut, Ștodielăt, al lui Cernășevski. Acum nu-l mai citește nimeni. Pentru noi era catehismul, manualul Revoluției. Și citează pagini întregi, mă de rost. Până când sunt furii, leau dragi. Doamne, dumneavoastră credeți că comunismul, plaga asta, cum e numit în zilele de azi și în ziare, ne-a fost adus, așa cum spuneai, din Germania, într-un vagon sigilat, că prostie. Comunismul a făcut poporul, doamne. În familia noastră era o singură pereche de ghete la 5 copii. Mâncam cartofi cu pâine, iar iarna fără pâine. Și dumneavoastră mă întrebați de unde au răsărit comuniștii? Asta când reportofonul a fost deschis. Când ea a închis reportofonul să discutăm pe mai departe, a înregistrat în secret, asta este ce trebuie să facă un reporter, și vine, dăm foaia și vedem. Acum, doamnă, ce-i drept, trebuie să povestesc cuiva și chestia asta. Eu aveam 15 ani. Au venit la noi în sat niște soldați din Armata Roșie. Păcai, beți, chiori, un detașament de rechiziționare. Au dormit până seara, apoi i-au adunat pe toți comsomoliștii, pe care era și el. A luat cuvântul comandantul. Armata Roșie flămânzește, iar culacii au îngropat grânele și le dau foc. Acum, doamnă, eu știam că fratele mamei, unchiul Semion, dusese în pădure niște saci cu griu și îi îngropase. Apoi eu eram comsomolist, depusesem un jurământ. Noaptea m-am dus la detașament și le-am arătat locul. Au încărcat o căruță întreagă, comandantul mi-a strâns mâna, să crești repede, frate, să vii soldat alături de noi. Dimineața m-am trezit în țepetele mamei, arde casa lui Semion. Pe unchiul Semion l-au găsit în pădure, cei drept îl făcuseră bucăți, soldații roșii cu care discutasem ieri, îl tăiaseră cu baionetele. Dar eu ce să fac, doamnă? Aveam 15 ani și armata roșie flămânzea și nouă ne era dor de Lenin. Ei, încercați dumneavoastră, nu vorbesc mai mult de asta, pentru că toată cartea te lasă fără comentarii. Orice discuție, orice glosare, orice, cum să spun, conversație la o cafea pe lucruri de acest gen, sperie gândul și o să citesc chiar un om, acum în final, un om care a fost un politruc și a fost mâna dreaptă a lui Leonte Răut în anii 50 de la noi, Paul Georgescu, care îi spunea, în fața unor astfel de cărți, mie îmi cam îngheasă ludicul. Mulțumesc!